Până la un anumit moment, să spunem ca și exemplu la hepatita virală de tip B, o altă patologie cu virală cu o altă vaccinare, se considera că vaccinarea nu ar fi recomandată la cei care au suferit boala pentru că ar apărea conflicte imune. De ani de zile deja s-a stabilit că a vaccina o persoană pentru hepatita B nu reprezintă o problemă. Deci, prin analogie, nici a vaccina o persoană care a trecut prin infecția COVID nu reprezintă o problemă. Deci nu ar fi o problemă din acest punct de vedere, doar că dacă ai imunitate post-infecțioasă, atunci cu siguranță nu mai ai de ce să te vaccinezi, pentru că nu mai ai nevoie și de adaosul de imunitate post-vaccinală.